27 martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului. Alături de mine am doi colaboratori foarte buni care m-au susținut, m-au sprijinit și m-au ajutat de fiecare dată când mi-a fost greu și nu că acum mi-ar fi mai ușor, dar au fost primii oameni la ușa cărora am bătut acum câțiva ani și mi-au deschis-o și au avut încredere în mine ca și director de început de drum. Este vorba de domnul Gelu Badea, care este regizor și profesor de arta regiei la Facultatea de Teatru și Film cu Cluj-Napoca și este vorba de domnul Cornel Dublea, scriitor, om de la Glob. Atât cu domnul Dublea, cât și cu domnul Badea, nu la club la prima colaborare, respectiv cu domnul Badea suntem la treia colaborare în această instituție, iar cu domnul Dublea, cred că la a patra sau a cincea, dacă nu așa are memoria, așa cum am aflat din demografia acestei instituții. Munca noastră a început în luna decembrie, anului 2008, și iată că putem spune că suntem aproape de finalizare. Ne mai despart, cred că 10-11 zile până la evenimentul din data de 27 martie. Ce se va întâmpla la data de 27 martie la Teatrul Municipal Turda? În primul rând, după la mine de 2 ani de zile, vom inaugura sala de spectacol, sala care este refăcută într-o proporție de 90%. Vom avea premiera spectacolului, o să fie comedie filmul ăsta, de Cornel Dublea, o adaptare după piesa România, Dragă, Elveția mea, în regia domnului Gelu Badea. În acest spectacol colaborez cu Danu Măisu, care este o actriță foarte bună de la Teatrul de Muzicat Mare, cu doamna Ioana Năsăudea, cu colega mea Nina Antonov și cu colegul meu Ciprian Cosma. Vreau să vă spun că atât de ziua și scenografia acestui spectacol aparține domnului Badea. Tot în seara de 27 martie vom lansa monografia teatrului la 60 de ani de activitate, o monografie la care au lucrat foarte mulți oameni, au pus mult suflet. Despre această monografie îl voi lăsa pe domnul Dublea să vă vorbească, precum și amănunte despre premiera spectacolului, atât cât dorește să vă ofere domnul Dublea. Tot în data de 27 martie vom avea expoziție de pictură, fotografii și afișe din toate spectacolele, atât cât mai avem materiale în Arhiva Teatrului și foarte mulți invitați pe care îi așteptăm cu drag, invitați care sperăm să fie toți prezenți în data de 27 martie, iar seara se va încheia cu un micro-recital al actorului Florin Piersic. În primul rând vreau să mulțumesc sponsorilor acestui eveniment și aș vrea să mulțumesc Consiliului Județean, care este partener la realizarea monografiei teatrului la 60 de ani de activitate artistică, iar pentru celelalte evenimente, respectiv pentru premieră și pentru tot ceea ce va însemna spectacolul data de 27 martie, sponsorilor care sunt permis să le dau și bilet. Este vorba despre compania de apă Ariești S.A., despre Raiffeisen Bank filială Tunda, SCR Apropon SRL, SC Traștia 3, SC Transilvania Impact, SCV Trans-RL, ASE Club Rotary și firma Lui Cluj Apoca. Le mulțumesc din suflet pentru că în o perioadă de criză în care bați la ușă și ți se spune nu am, ei și-au deschis sufletul spre noi și e minunat că, într-o asemenea perioadă pe care trecem cu toții, există oameni de bine care investesc în